Fabia, dacă am observat cum lucrurile la care țineam și pe care le dețineam au dispărut încetul cu încetul, fiind înlocuite cu dispozitive din ce în ce mai performante. Totuși, câteva obiecte istorice, cum ar fi telecomanda, televizorul sau cheile de la ușă, au supraviețuit, dar nu va trece mult timp și vom uita și de acestea. Ce alte dispozitive vor avea până la urmă aceea soartă? Conform Incredibilia.ro, iată o listă cu lucruri care ne sunt utile acum și care vor dispărea cel mai probabil în următoarele două decenii. Oglinzile laterale. Este foarte probabil că toate mașinile vor avea camere de filmat incorporate, iar sistemul inteligent al mașinii va avertiza șoferul în caz de pericol. De asemenea, transmisia manuală și motoarele cu ardere internă vor fi date uitării. Telecomenzile. Tehnologia Smart Home a devenit parte din viața noastră de zi cu zi. În prezent, toate dispozitivele dintr-o casă pot fi controlate cu ajutorul unei tablete sau al unui smartphone. Așadar, în curând, mult iubitele telecomenzi vor dispărea. Numerarul și cardurile bancare. În urma unui sondaj, doar 120 de oameni au răspuns că preferă numerarul, majoritatea alegând cardurile bancare, însă și era cardurilor se apropie de sfârșit, fiindcă deja poți plăti folosind ceasuri, telefoane și alte așa zise dispozitive inteligente. Cheile. În doar 20 de ani vom uita complet cum arată cheile obișnuite pe care le folosim pentru casele și mașinile noastre. Tehnologia pornirii mașinii folosind un buton nu e ceva tocmai nou. Cel mai probabil, în viitorul apropiat, vom putea deschide ușile de la casă folosind aplicații mobile, comenzi vocale sau scanarea retinei. Cablurile. În curând, încărcătoarele nu-i vor mai irita pe proprietarii de smartphone, rupându-se sau deteriorându-se. Vom putea folosi unde radio și Wi-Fi pentru a ne încărca dispozitivele. În viitor, nu vor mai exista siringi. Ele vor fi înlocuite cu tehnologii de vârf. Oamenii de știință au venit cu două opțiuni, injecția cu jet și capsulele. Curierii. În ultimii ani s-au făcut multe experimente cu drone care livrează bunuri, înlocuind astfel clasicii curieri. În multe țări, acest tip de servicii de livrare câștigă în popularitate și putem presupune că, în curând, cutiile zburătoare vor deveni ceva obișnuit. Semnăturile. Hârtia joacă deja un rol secundar și sistemele biometrice devin din ce în ce mai răspândite. Semnăturile, așa cum le cunoaștem, vor dispărea și ele. De asemenea, se spune că nu există oameni care nu pot fi înlocuiți, dar conducătorii unei bănci elvețiene nu sunt de acord. De aceea l-au clonat pe economistul șef al băncii. Pentru a crea o clonă atât de complexă, au fost folosite 120 de camere HD care au înregistrat fiecare mișcare a economistului. Așadar, ce ne așteaptă? O lume de vis sau un coșmar? Suntem convinși că fiecare intuiește răspunsul la această întrebare, dar numai trecerea timpului ne va confirma sau infirma temerile și așteptările. Relatează Incredibilia.ro.